our visual perception. We invite many speakers from quite high-level laboratories, from Berkeley University, from MIT, John Hopkins University, and researchers from all over the world. And we do this already for 5 years. For 4 years, this year will be the fifth edition. And the second half of September, and we will know more about it. We have a website here. We have an extraordinary summer school. It is the biggest summer school in Eastern Europe. And we have the what's called the highest degree of recognition. The NICAI is our International Society for Medical Imaging. It's a very high-level society. It only accepts about 8% of the papers, so you have to be really good to be in NICAI. And NICAI has endorsed us. I'm here to assist this week Elena in setting up the summer school. We are now organizing the program, inviting speakers, we arrange for the collaboration with companies. I'm actually already telling a little bit, Elena, about this summer school. We have a track for computer vision, we have a track for doctors, and we have a track for startup companies. So that whole combination is actually very nice, and we hope to bridge the medical and the computer vision part. I explained everything. Da, să vă spun eu și în română, înțelegi? Ok, mulțumesc. Deci, site-ul pentru eveniment este GOMIT, o să schimbăm în curând, dar o să fie și acesta, o să fie ssima.eu sau .tech. Momentan, site-ul este GOMIT, GOMIT.tech. Este de la Global Organization for Medical Innovation and Technology. Este un ONG pe care l-am ființat împreună cu Bart și cu un alt profesor renumit din Israel. Până în anul trecut a fost o școală de vară pe tehnologie medicală și mai exact pe imagistică medicală și de anul acesta devine un festival de inovație în tehnologie medicală care în timp de o săptămână are în componența lui se vor întâmpla evenimente în paralel. Va fi o școală de vară pentru dezvoltatorii de tehnologie, o școală de vară pentru medici și studenții la medicină, o altă școliță de vară, pentru că nu este chiar de săptămână, este pentru elevii de liceu și vom avea conferințe, conferințe pentru publicul larg, dar și conferințe dedicate. Și vom avea ssima Industry, un expo show în care vor veni companii și startup-uri în medical din toată lumea și care vor prezenta soluțiile lor și vor spune cum au ajuns la soluțiile astea, astfel încât să punem comunitatea din România în legătură cu acești oameni și să putem să dezvoltăm și noi astfel de startup-uri, să învățăm de la ei. Scopul evenimentului este de a crea în România sau de a pune România pe hartă în acest domeniu, de a crea această comunitate de medici și de ingineri, că România în momentul acesta este separată și să putem să dezvoltăm și noi aplicații ca cele pe care le-am văzut în primele 2 ore și chiar mai mult decât atât. Înscrierile nu au început la eveniment, dar urmăriți site-ul și acolo, probabil că în mai vom începe înscrierile. Evenimentul este organizat cu partenerii de renume. În România, organizatori, parteneri sunt Politehnica din București și Universitatea de Medicină Carol Gavila. Iar din afara țării avem partenerii Universitatea Technion din Israel, Politehnica Israelului, Universitatea Eindhoven, Bart este deja aici. Workshop-urile și cursurile sunt very high level, ceea ce vedeți astăzi. Și speakerii sunt foarte, foarte renumiți, așa cum este Bart. Toți speakerii pe care avem la eveniment sunt de nivelul ăsta. Vă așteptam. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări,